de 20 de ani, în data de 9 octombrie, România comemorează Ziua Națională a Holocaustului. Evenimentul a fost instituit oficial prin hotărârea de guvern numărul 672 din 2004, la propunerea Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România. Ziua de 9 octombrie amintește de începutul deportării evreilor din Bucovina în Transnistria, ordonată de Ion Antonescu în 1941. În această zi au loc la nivel național o serie de acțiuni dedicate memoriei victimelor evenimentelor din timpul celui de-al doilea război mondial. Anul 1941 a fost marcat de o extremă violență a susținătorilor naziștilor, culminând cu pogromul de la București în luna ianuarie, pogromul de la Iași în luna iunie, urmate de deportările în Transnistria în septembrie și octombrie. În raportul final al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România, se menționează că între anii 1941-1943, în lagărele și ghetourile din Transnistria, au fost exterminați peste 100.000 de evrei și aproximativ 11.000 de romi din România. În România, victimele rome ale Holocaustului sunt comemorate la data de 2 august, ziua în care, în anul 1944, aproximativ 3.000 de romi au fost uciși în lagărul de la Auschwitz-Birkenau. Această zi de comemorare a fost stabilită prin legea numărul 124/2020, inițiată de deputatul Partidei Romilor, Daniel Vasile. Este important de amintit că, în total, în Europa, peste 500.000 de romi au fost uciși în evenimentele din perioada Holocaustului. Anul acesta se împlinesc 80 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial, conflict care a generat, în special comunităților evreiești și rome, pierderi umane și suferințe greu de imaginat. Anual, în Polonia, în spațiul fostului lagăr de concentrare de la Auschwitz-Birkenau, memoria victimelor genocidului nazist este omagiată în cadrul unor acțiuni special organizate de către muzeu, autorități guvernamentale și instituții europene. Aici participă supraviețuitori și rude ale acestora, oficialități și reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale care luptă pentru respectarea drepturilor omului, membrii ai comunităților evreiești și rome din mai multe state, dar și elevi, profesori și studenți. Partida Romilor a susținut constant cunoașterea și promovarea adevărului istoric și, cu ajutorul organizației, mai mulți tineri romi au avut ocazia să participe la aceste evenimente, să vadă și să cunoască detaliile experiențelor trăite de strămoșilor. De asemenea, Asociația Partida Romilor a fost inițiatoarea proiectelor legislative care prevăd recunoașterea Holocaustului Romilor în România și a drepturilor supraviețuitorilor din Polonia și Transnistria. Fostul lagăr de concentrare a fost transformat în muzeu și o vizită în acest spațiu echivalează cu traversarea unei punți peste timp într-o realitate cruntă. La 8 decenii de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, traumele victimelor Holocaustului generează trăiri intense, revoltă și compasiune, iar manifestările de comemorare au un puternic impact emoțional. Tinerii romi din mai multe țări europene merg în Polonia să cunoască trecutul etniei și să omagieze memoria romilor victime ale Holocaustului. Bun găsit, dragi prieteni! Bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii Rom pentru România. Sunt Sorin Sandu și pentru astăzi vă propun o temă extrem de importantă, atât în context național, cât mai ales din perspectiva minorității rome, din care noi vom dezbate această temă. Este vorba despre educație, un subiect pentru care l-am invitat în studio pe domnul Cătălin Manea, deputat al minorității rome în Parlamentul României. Bine ați venit, domnule Manea! Mă bucur tare mult că ne vedem în acest platou. Mulțumesc și pentru invitație, bine v-am găsit! Înainte de a dezbate tema noastră, domnule deputat, educația din perspectiva comunității rome, am o curiozitate. A fost perioada aceasta dificilă a inundațiilor, au fost acele ajutoare pentru persoanele cu probleme, persoanele sinistrate, au fost destule probleme mediatizate la posturile de televiziune din țară și am o curiozitate. Partida Romilor Pro Europa, ca și în alte ocazii, a fost extrem de solidară cu acești oameni și știu că au fost chiar strânse ajutoare pentru acești oameni aflați în nevoi, în nevoi mari. Nu ați mediatizat însă aceste activități în această zonă a ajutorării acestor oameni și am o curiozitate. De ce? Ar fi fost ultimul lucru pe care organizația noastră
l-ar fi făcut în această perioadă, și anume să capitalizeze electoral solidaritatea noastră a Partidei Romilor, a membrilor organizației, cu acei oameni aflați în necaz. Nu am fost interesați și niciodată nu ne-a interesat să capitalizăm electoral vreo formă de sprijin. La nivelul organizației noastre, la propunerea președintelui organizației, a domnului Nicolae Păun, toți colegii noștri din toate județele țării s-au mobilizat, am fost atenți la suferința oamenilor afectați de inundațiile fără precedent și fiecare a pus umărul, am strâns ajutoare, haine, alimente și au fost trimise nenumărate transporturi, dar evident, ca să răspund concret la întrebarea pe care mi-a spus-o, noi nu ne-am propus ca din această formă de ajutorare, din manifestarea solidarității noastre a romilor față de acei oameni extrem de necăjiți, să facem, eu știu, public, să devenim așa cum alții, bine menționați, s-au transformat din oameni politici în agenți electorali și au speculat încă un moment. Au ajuns acolo, le-au spus oamenilor că le vor construi case, nu știu, cu 10.000, 20, 35.000 de euro. Adică, domnule, trebuie să fii de o ipocrizie fără margini să faci lucrul ăsta, indiferent că ești de la o formațiune politică mai mare, mai mică, sau că ești în Parlamentul României sau într-o altă poziție de decizie în administrația publică locală sau centrală. Este ultimul lucru pe care trebuie să-l faci atunci când cel puțin se presupune că e solidar și că vrei să vii în sprijinul unor oameni care au nevoie de sprijinul oamenilor. Noi am făcut-o necondiționat, o facem în continuare și, repet, ca să fie foarte bine înțeles și de către dumneavoastră și de către toți telespectatorii, nu ne dorim nici vizibilitate, nici capital electoral, pentru că nu asta urmărim. Noi am fost de altfel solidari alături de oameni și în pandemie, cred exact, că vă amintiți, asta mă și în multe gândeam. Alte momente, hai să spunem, dificile pentru oameni și fără să etnicizăm, pentru că nu, acolo au fost afectați deopotrivă, știm că și județul Galați, și județul Tulcea, partea de Dobrogea este o regiune multietnică, acolo locuiesc, conviețuiesc de sute de ani și români, și tătari, și romi, și greci. Aproape toate minoritățile sunt comasate în zona respectivă. Sigur. N-am etnicizat. Tot ceea ce am făcut, am făcut-o din empatie, am făcut-o din solidaritate reală față de acești oameni și evident că am pus și noi umărul. Nu înseamnă că am rezolvat problemele oamenilor. Aici statul român, instituțiile statului român trebuie să fie mult mai active și să rezolve de așa manieră problema de acolo, încât cel puțin de acum înainte evenimentele care s-au petrecut, acele inundații catastrofale, să poată fi previzionate cumva, să fie preîntâmpinate pentru că s-au au murit oameni, au fost, ați văzut, le-au fost distruse gospodăriile, munca de o viață s-a dus de data asta nu l-a figurat, ci la propriu pe apa Sâmbetei. Iată, și Partida Romilor este solidară cu oamenii fără a etniciza această chestiune și vă mulțumesc pentru precizările pe care le-ați făcut. A fost o curiozitate pe care mi-am exprimat-o și sper că și alți oameni au avut-o. Acum, trecând la tema noastră, domnule deputat, faceți parte și din Comisia de Învățământ a Camerei Deputaților și ați propus acolo pentru legea educației o serie de modificări, o serie de amendamente care au fost aprobate. Știu asta din niște discuții anterioare pe care le-am avut cu dumneavoastră. V-aș propune să discutăm astăzi despre impactul acestor măsuri sau poate al unora dintre aceste măsuri asupra comunităților de romi. Și m-aș referi la trei aspecte și aș începe cu inspectorul școlar, domnule deputat. Această instituție o putem numi inspectorul școlar pentru romi. Săptămâna trecută, cred, ați fost într-o tabără pentru tinerii romi organizată de Agenția Națională pentru Romi, în cadrul căreia au fost organizate și ateliere de lucru cu inspectorii romi, inspectorii școlari pentru romi din România. Dumneavoastră ați susținut aceste ateliere. Cum s-au exprimat inspectorii?
cu ce doleanțe au venit, cu ce nemulțumiri poate, dacă ne puteți spune și să dezbatem un pic această chestiune. Încă de la bun început trebuie precizat că pentru Partida Romilor, cel puțin în ultimii 25 de ani, unul dintre cele mai importante obiective l-a constituit și îl constituie în continuare educația. Inspectorul școlar pentru romi, așa cum l-ați denumit dumneavoastră, poate fi considerat o instituție, cu atât mai mult cu cât în noua lege a învățământului preuniversitar, care este în vigoare, îl avem statuat în lege. Exact. Adică am mai avut inspector școlar pentru romi în trecut, dar la nivel de ordin de ministru, motiv pentru care vorbim despre un act normativ inferior unei legi organice, cum este cea a învățământului, a și dispărut între timp. A apărut postul de inspector școlar pentru minorități și noi am beneficiat de această poziție de inspector școlar pentru minorități, dar nu am beneficiat doar noi, minoritatea romă, pentru că generic el este pentru minorități și acea poziție trebuia ocupată de o persoană care să răspundă de învățământul pentru toate minoritățile și nu doar pentru minoritatea romă. Fiind destul de dificil să acoperi, sigur, totuși această arie largă. Iar de anul trecut, de când a intrat în vigoare legea, vă spuneam că avem foarte clar în lege că faptul că în structura inspectoratelor școlare din toată țara sunt cuprinși și inspectorii școlari pentru copiii și elevii aparținând minorității rome. Practic, am plecat cu o serie de propuneri discutate cu colegii din Partida Romilor, cu președintele Partidei Romilor, cu toți ceilalți colegi ai mei de la centru și din teritoriu și am făcut ceea ce trebuia să fac în calitate de deputat, fiind evident și membru al Comisiei de Învățământ din Camera Deputaților, am reușit cumva și cu sprijinul colegilor, că trebuie să le mulțumesc și eu în nume personal și în numele organizației, trebuie să le mulțumesc tuturor colegilor din cadrul Comisiei de Învățământ, fie că sunt de la Partidul Social Democrat, fie că sunt de la Grupul Parlamentar al Minorităților sau de la Partidul Național Liberal, chiar și cei de la USR au sprijinit demersul pentru a menține pentru o perioadă cât mai îndelungată de timp în sistemul de învățământ un număr cât mai ridicat de copii de etnie romă. Este nevoie de o serie de modificări în legea educației, respectiv de statuarea în lege a unor resurse umane de specialitate, cum este și inspectorul școlar pentru rom, care să pună umărul și care să cumva să contribuie la menținerea copiilor romi în sistemul de învățământ românesc la toate nivelurile. În momentul de față, în cele mai multe inspectorate, hai să spunem în proporție de 90% din județele țării, avem deja încadrați inspectori școlari care ocupă această poziție de inspector școlar pentru romi. Trebuie să identificăm în următoarea perioadă și să reușim într-un timp relativ scurt să putem să acoperim județele. Toate județele. Dar, repet, într-o proporție de peste 90%, la data la care discutăm, în structura inspectoratelor școlare există acest inspector școlar pentru romi. Scurtă paranteză, vă rog să vă țineți ideea. Acești inspectori sunt exclusiv de etnie romă sau n-are importanță? Important este să se ocupe de această zonă. Nu avem o astfel de prevedere. Evident și ideal, fără să fiu subiectiv, este și faptul că ne-am fi dorit ca toți inspectorii să fi provenit cumva din etnia noastră, din etnia romă. Cea mai mare parte a lor, da. Am înțeles. Este, dar, repet, eu zic că în timp vom avea suficiente cadre didactice care să îndeplinească până la urmă condițiile stipulate în lege. Trebuie să ai grad didactic 2, trebuie să ai multă experiență în sistemul de învățământ, trebuie să fii profesor titular, adică nu sunt niște condiții ușor de îndeplinit. Sunt ferm convins că într-o perioadă relativ scurtă, cel puțin la nivelul fiecărui județ, putem identifica, eu știu, una, două, trei persoane de etnie romă, trei profesori care să îndeplinească
aceste criterii și care ulterior să devină inspector. Dar suntem într-o etapă bună. Pentru că v-ați referit la acel atelier desfășurat de Agenția Națională pentru Romi, sigur că inspectorii școlari ne-au semnalat nouă celor de la Partida Romilor o serie de probleme și poate că ar fi bine să le spunem telespectatorilor că acest inspector școlar, spre deosebire de alții sau de ceilalți inspectori școlari, au o serie de atribuții distincte. Vă rog. De pildă, dacă ești inspector de geografie sau de matematică, te duci în inspecție de specialitate sau în inspecție tematică în urma unei programări în unitățile de învățământ de pe raza județului. Acolo lucrurile sunt foarte clare pentru un inspector, să spunem, de matematică. Ce trebuie să facă? Inspectorul școlar pentru romi trebuie să fie prezent ori de câte ori este apelat, ori de câte ori sunt sesizate o serie de probleme din cadrul unităților școlare unde sunt copii de etnie romă, iar problemele nu sunt puține, pentru că încă discutăm de segregare, deși în lege segregarea este interzisă expres. Acum, la începutul anului școlar, am asistat în unele județe la, hai să spunem, la forme de destul de grave de segregare a copiilor romi. Inspectorul școlar trebuie să fie prezent atunci când copiii se află în situație de risc de abandon școlar, atunci când apar conflicte, atunci când apare bullying-ul, deși termenul ăsta de bullying mie unul nu-mi place, că avem atâtea sinonime în limba română și nu știm să le folosim. Folosim neologisme că dă bine sau să poate zicem umilire, nu? Sau cum cei mai mulți nu înțeleg și că ce înseamnă bullying. Dar înseamnă hărțuire, înseamnă umilire. Da? Sunt tot felul de probleme pe care inspectorul școlar pentru romi ar trebui să intervină și să le rezolve, să le sesizeze mai departe. Ori pentru a putea face acest lucru, el trebuie să bucure de o mobilitate mult mai mare față de ceilalți inspectori. Motiv pentru care, în urma discuțiilor cu inspectorii școlari prezenți la întâlnirea de la Târgu Jiu, de la Runcu, are ieșit faptul că în scurt timp va trebui să facem o nouă fișă de post cu atribuții mult mai clare pentru acești inspectori școlari pentru romi. Nu e clar cea de care este în acest moment? Nu, el ca și fișe de post sunt niște atribuții generale pentru toți inspectorii. Dar ceea ce v-am explicat mai devreme este legat, sau am vrut să scot mai curând în evidență, faptul că acest inspector pentru romi, domnule, trebuie să fie prezent în unitățile școlare din județ. Nu este un lucru ușor de făcut. Și atunci el are nevoie de o mobilitate mai mare. Nu trebuie să ceară neapărat foaie de, eu știu, de învoire sau aprobarea de la inspectorul școlar general. Știți, domnule, în școala din comuna nu știu care s-a întâmplat asta. Îmi dați voie să plec? Nu! Nu-ți dau voie să pleci. El prin fișa de post e obligat să fie obligat prin fișa de post pe care noi o propunem să fie modificată cu această atribuție, va apărea clar că inspectorul școlar pentru romi se poate deplasa, că am folosit termenul mobilitate, se poate deplasa ori de câte ori este solicitat pe raza județului la nivelul unităților școlare. Și atunci este și o eficiență mai mare în rezolvarea problemelor. Sigur că da. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, o altă atribuție nouă care trebuie să se regăsească în fișa de post. Nu vorbim de lege. Astea sunt niște documente, hai să spunem, operaționale, niște documente care, prin care reglementezi ce ar trebui să facă concret acest inspector școlar pentru romi. Tot în fișa de post, vă spuneam, trebuie să apară că inspectorul școlar pentru romi coordonează, îndrumă și evaluează periodic activitatea mediatorilor școlari din județ și a cadrelor didactice care predau istoria și tradițiile romilor sau, după caz, limba romanii. Adică, la nivelul fiecărui județ, acest inspector școlar pentru romi este cel care îndrumă, care coordonează și care evaluează activitatea celorlalte resurse umane care sunt angrenate. La un moment dat m-a abordat pe stradă o doamnă de etnie română, spunându-mi aproape cu lacrimi în ochi,
că nepoata ei a avut probleme la școală, o perioadă lungă, 6 luni de zile, a făcut școala de acasă, probleme cu coloana, o operație, și mă ruga dacă știu unde să apeleze, unde să vorbească, să poată accesa fata un loc la o școală totuși bună, ea având capacități intelectuale bune. Recunosc, la vremea respectivă n-am știut ce să-i spun. Este inspectorul școlar cel în măsură să rezolve și astfel de situații? Sigur că da, e una din principalele atribuții pe care le are. Adică nu ne referim doar la perioada în care elevii claselor a 8-a, după evaluarea națională, optează către învățământul preuniversitar, optează pe acele locuri distinct alocate nouă. Deci inspectorul școlar pentru noi nu se ocupă doar de admitere. Inspectorul școlar pentru minoritatea romă, așa cum, iată, de pildă se întâmplă la București și nu numai în București. O avem pe doamna Peter Alexandrina, îl avem pe colegul nostru Cătălin Dumitru și aici ei sunt sesizați permanent cu tot felul de probleme. Copii de etnie romă care au venit din străinătate și care nu mai sunt primiți la școală. Ori de câte ori au fost sesizați cu o problemă, au găsit resursele instituționale pentru a rezolva absolut toate cazurile care le-au fost semnalate. E o problemă a infrastructurii școlare, e o problemă a Ministerului Educației, e o problemă care ar trebui să fie trecută pe agenda guvernamentală ca prioritate națională, să rezolvăm, nu mâine, că nu se poate, nu putem construi mâine încă 3.000 de unități de învățământ. Dar într-un orizont de timp acceptabil, guvernul României ar trebui să-și asume acest lucru, să spună, domnule, în 3 ani, în 4 ani, dorim să mărim capacitatea unităților de învățământ sau să mărim infrastructura unităților de învățământ cu 30%, pentru că sunt foarte mulți copii care nu au efectiv unde învăța. V-aș propune să trecem la mediatorul școlar, domnule deputat. Noi condiții de încadrare și ce ar mai trebui făcut? Din discuțiile avute de-a lungul timpului cu diverse persoane din zona activismului rom și inclusiv cu dumneavoastră, a reieșit necesitatea ca acești oameni să fie membri ai comunității rome. Se întâmplă totuși acest lucru în acest moment, la momentul la care ne aflăm acum? Sunt cel puțin două aspecte extrem de importante legate de mediatorul școlar pe care trebuie să le trecem în revistă. Vă rog. Primul este legat de faptul că pentru prima dată mediatorul școlar apare, mediatorul școlar în comunitățile de romi, apare într-o lege a învățământului, cum este cea în vigoare, iar sintagma mediatorul școlar în comunitățile de romi, legat de condițiile noi de încadrare, care poate fi încadrat și din rândul absolvenților de 12 clase, dacă au terminat la zi, sau respectiv 13 clase, dacă au terminat la seral, pot fi încadrați și fără diplomă de bacalaureat, având în vedere că în legea învățământului avem un astfel de articol, evident că următorul pas pe care trebuie să-l facem instituțional este să departajăm, să separăm ce? Mediatorul școlar în general, mediatorul școlar personal didactic auxiliar, care de la începutul programului și până în ziua de astăzi s-a dovedit a fi o resursă umană cheie, benefică, atât copiilor care provin din grupuri vulnerabile, cât și copiilor în general. Foarte bine că statul român și instituțiile statului român și Ministerul Educației și toate structurile care fac parte din sistemul de învățământ au preluat de la romi acest concept de mediator școlar și au spus, domne, este binevenit, el e bun în general pentru copii, partea de mediere școlară. Evident că suntem de acord și chiar ne bucurăm. Dar, până în prezent, nu aveam distinția între mediatorul școlar în general și mediatorul școlar pentru rom, în particular, sau hai să spunem, pentru comunitățile de rom. De data aceasta avem în lege sintagma mediatorul școlar în comunitățile de rom, ceea ce denotă că noi, Partida Romilor, ca organizație reprezentativă a minorității rome, ne-am și propus lucrul acesta, am discutat-o și cu președintele organizației și cu ceilalți colegi, va trebui să modificăm standardul ocupațional pentru mediatorul școlar. Și vom avea la capitolul 1
în standardul ocupațional, acolo unde este descrisă profesia, unde sunt trecute condițiile de încadrare, ce studii și tot așa mai departe. Vom avea prima secțiune, mediatorul școlar în general, iar a doua secțiune e o particularitate dată de legea educației, mediatorul școlar în comunitățile de rom. Și acolo propunerea noastră este ca mediatorul școlar să provină din comunitate și să aibă legitimitatea și împuternicirea comunității. Asta era rolul mediatorului, să facă o legătură între comunitate și instituția în care ar fi. În anii care s-au tot curs de la primii mediatori școlari și până în prezent, de la încadrarea primilor mediatori școlari, am observat în absolut, hai să nu exagerez, în cele mai multe situații, că atunci când la nivelul unității de învățământ a fost încadrat un mediator școlar care nu provenea din comunitate, oricât de mult și-ar fi dorit respectivul mediator școlar să facă pentru copii, oricât de bine intenționat ar fi fost respectivul din mediator, realitățile, domnule, comunității, nu? Nu a fost acceptat de comunitate. Și asta atunci el a fost mai curând încadrat să primească un salariu, iar impactul muncii sale pe care noi îl așteptam a fost zero. Pentru noi postul ăsta, pentru noi Partida Romilor și pentru noi comunitatea romă din România, postul ăsta nu înseamnă un post care poate fi ocupat ca un banal loc de muncă pentru o rubedenie, pentru o obligație. Nu. El este al comunității rome și este o poziție cheie pentru copiii noștri. Este o poziție cheie în relația cu părinții, pentru că el trebuie să-i determine, să-i convingă pe acei părinți cât de important este ca copiilor să meargă la școală, trebuie să monitorizeze activitatea copiilor și ori de câte ori copiii întâmpină probleme în familie sau în comunitate, mediatorul să fie, de altfel, el este prima persoană care sesizează. Ca și o concluzie pe cele două subiecte, inspectorul școlar pentru romi și mediatorul școlar în comunitățile de romi, pentru a elimina orice fel de interpretare arbitrară sau confuzie pe care o mai fac unii din conducerea unor unități de învățământ din România, reglementăm în fișa de post a inspectorului școlar pentru romi ce trebuie să facă, atribuții în plus față de orice alt inspector, iar la mediatorul școlar, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să modificăm în standardul ocupațional descrierea profesiei. E dificil acest proces? Nu este. Ambele procese sunt la îndemâna noastră, la îndemâna organizației Partida Romilor. Este un demers extrem. Dumneavoastră propuneți? Noi propunem ministerului. Ministerul ia act de noua fișă de post a inspectorului școlar pentru rom, fără să ne abatem de la prevederile legale. În partea cealaltă, la Agenția Națională, ANC, Agenția Națională de Calificări, pentru că aceasta este instituția care răspunde de redactarea și actualizarea standardului ocupațional pentru orice profesie, venim și revizuim actualul standard ocupațional. Exact cum v-am spus, mediatorul școlar în general, mediatorul școlar în comunitățile de rom. Domnule deputat, vă propun să revenim cu discuția noastră după o foarte scurtă pauză de publicitate. Revenim! Mai avem nu foarte mult timp la dispoziție, domnul deputat, și vreau să mai abordăm două subiecte. Vi le spun pe amândouă și apoi în ordinea dorită de noastră le veți prezenta. Vom discuta despre ele în cele 7-8 minute cât mai avem de discutat. Tot în urma unui amendament ați propus să fie mărit costul standard per elev. Un alt subiect, vi le spun pe amândouă ca să le putem aborda cumva rapid, să zicem, legat de manualul Disciplina Istoria, Robia și Deportarea Romilor, care va fi studiată începând de la gimnaziu până la clasele superioare. La ce nivel suntem cu acel manual, cu elaborarea acelui manual? Sunt două subiecte foarte importante. Sigur, și timpul cumva ne presează, de aceea vreau să le-am spus pe amândouă. Legat de costul standard per elev, aici trebuie să le spunem telespectatorilor că acest cost standard este stabilit anual. Prin hotărâre de guvern, el în fapt este un cost diferențiat, generic se numește standard, dar e diferențiat pentru că
o anumită alocație primesc elevii care sunt, de pildă, să spunem, pe ruta vocațională la liceul de muzică, ceva mai mult cei de la profesională, ceva mai puțin cei care sunt pe ruta teoretică, dar în principiu media stabilită, de pildă, anul acesta a fost de 9400 de lei ca și indice. 9400 de lei per elev pentru un an de zile. Practic, sumele, finanțarea aceasta se acordă prin, de la bugetul de stat pentru fiecare elev. Propunerea pe care am înaintat-o în urma consultării cu colegii din Partida Romilor a fost ca pentru elevii care provin din comunitățile vulnerabile și fără să etnicizez, evident că mulți sunt din etnia noastră, dar comunitățile, și mulți care nu sunt din comunitățile din rom, da, defavorizate social și economic, costul standard, adică acei 9400 de lei pe care statul îi alocă fiecărui elev anual, să crească cu 25%. Această propunere se regăsește expres în legea educației. Sigur că impactul bugetar e unul pe măsură. Nu vă imaginați că elevii care provin din grupuri vulnerabile sau din comunități marginalizate sunt puțini la număr. Sunt foarte mulți, motiv pentru care guvernul, cel puțin pentru anul acesta, a prorogat această creștere. Eu mă bucur că am reușit să punem în lege un cost mult mai ridicat pentru acei elevi, pentru că trebuie să le acordăm o șansă în plus față de ceilalți elevi. Cu siguranță de anul viitor vom putea discuta despre acei elevi, despre acele unități în care învață copiii cei mai necăjiți din țara noastră, că vor avea mai mulți bani alocați per elev și per unitate de învățământ. Legat de disciplina istoria, robia și deportarea romilor, se va studia, vor fi copiii obligați, vor studia, că vor ei să studieze? Nu. E disciplină obligatorie? Nu, este o disciplină opțională în această etapă. Nu se poate introduce o disciplină obligatorie. Aici mulți își dau cu părerea, dar puțin... Mulți elevi suflă ușurați acum. Puțin cunosc care sunt pașii și demersul instituțional pentru ca o disciplină să devină obligatorie. Primul pas este ca ea să fie în primă fază studiată opțional. Aș putea spune că pentru noi, minoritatea romă, pentru noi, Partida Romilor ca organizație și pentru toți colegii noștri și din celelalte organizații, domne, este un demers cu adevărat istoric. Absolut. Adică să avem în legea educației menționat expres că la gimnaziu cât și la liceu, adică la nivelul gimnaziului, cât și la nivelul învățământului preuniversitar, elevii din toată țara vor putea studia o disciplină intitulată Istoria, Robia și Deportarea Romilor, subliniez, este un demers istoric pentru noi și trebuie să fim recunoscători și statului român și României pentru faptul că au manifestat deschidere, cel puțin față de față de istoria noastră, față de aceste momente cumplite care ne definesc și care, din păcate, sunt mult prea puțin cunoscute de elevi și de societate în ansamblu său. Dincolo de recunoscători, trebuie să fim și destul de eficienți în elaborarea cu responsabilitatea manualului. Ăsta este un demers, de asemenea, pe care l-am prevăzut în lege și anume că manualele aferente acestei discipline, precum și toate celelalte materiale didactice auxiliare, vor fi elaborate de către Ministerul Educației în colaborare cu organizația minorității rome, membră a Consiliului Minorităților Naționale, adică cu noi, cu Centrul Național de Cultură a Romilor și evident cu o serie de specialiști. Noi deja am făcut primii pași, ne-am întâlnit colegii noștri, unii dintre ei inspectori de istorie, cum este profesorul Sandu Ion de la Ialomița, cum este inspectorul Dimitriu de la Suceava, cum sunt și alți colegi de-ai noștri din zona societății civile, deja cu toții am pus umărul și avem mai mult decât... Când vor fi gata, concret? Când vor fi gata primele manuale? Ele fiind structurate, evident, la nivelul claselor respective. Noi am convenit să facem o programă școlară pe măsură. Ea este o disciplină modulară. Înseamnă că trebuie să facem conținut pentru această disciplină
de pildă în gimnaziu de la 5-a la 8-a pentru fiecare an de studiu. Până la sfârșitul acestui an vom avea obiectiv, vom avea structurată foarte clar programa acum, în câteva școlară, luni, da. Cu module și cu obiective de învățare, cu obiective de evaluare. Marele, hai să spunem, marele atu al nostru este faptul că manualele, tipărirea manualelor va fi suportată integral de Ministerul Educației. Și a arătat deschidere și face acest lucru, ceea ce este un lucru, este foarte bun. Domnule deputat, un volum mare de informații pe care ni l-ați oferit astăzi, pentru care vă mulțumesc. Vă rog, dacă avem o concluzie sau ce am putea spune la final. Sunt pași importanți pe care i-am făcut în zona educației pentru copiii romi și pentru comunitățile de romi din România, noi, Partida Romilor, dar mai sunt mulți alți pași de făcut, așadar munca noastră nu se oprește aici, chiar dacă unele dintre realizări sunt mai mult decât notabile, munca noastră nu se oprește aici, atât eu cât și colegii mei facem tot ceea ce depinde de noi și instituțional, și în zona legislativă, și în zona administrativă, pentru a le crea acestor copii mult mai multe șanse, pentru a determina decidenții, fie că vorbim de parlament, fie că vorbim de guvern, să adopte cele mai bune măsuri pentru a-i aduce într-o zonă de, haideți să spunem, de echilibru, pentru că tot se vorbește în ultima perioadă și pentru faptul că unul dintre principiile care guvernează noua lege a învățământului preuniversitar este cel al echității. Dom'le, echitate să se înțeleagă clar pentru totdeauna. Echitate, conceptul de echitate este mai aproape de cel de dreptate decât de egalitate. Să nu înțelegem prin echitate egalitate. Prin echitate înseamnă mai curând decât egalitate înseamnă dreptate. Iar dreptate în educație, în opinia mea, înseamnă ca și acei copii situați pe cea mai dezavantajată poziție socială să aibă acces la resurse pentru a se putea dezvolta, pentru a-și putea continua studiile și pentru a deveni, în final, niște adulți pe propriile lor picioare, niște adulți care să-și poată întreține familiile că da. Și care să fie și utili societății. Până la urmă, toată lumea are de câștigat din aceste lucruri. Aici ține de o viziune politică și de o abordare. Nu trebuie să fii filozof. Oamenii politici și oamenii care conduc această țară ar trebui să devină din ce în ce mai conștienți de responsabilitatea majoră pe care o au din acele poziții pentru toți copiii României. Ce facem pentru ei? Să nu mai ieșim la televizor, să ne lamentăm, să venim cu lozinci. Dom'le, concret, cum îi ajutăm pe copii? Hai să găsim resurse, le mai mărim alocațiile, hai să găsim resurse să extindem de pildă programul Masa Caldă în școli, nu de la 400 de unități la 1200, în toate unitățile de învățământ. Hai să găsim resurse să le acoperim copiilor sau părinților acele costuri pe care ei nu le pot suporta. Uniformă, ghiozdane. Educația este o prioritate națională, iar dreptul la educație este consfințit de Constituția României. Și învățământul în România, să nu uităm, este gratuit și obligatoriu. Vă mulțumesc încă o dată, domnule deputat. Dragi prieteni, încheiem aici ediția de astăzi, dar nu înainte de a vă prezenta un reportaj realizat în cadrul Complexului Cultural Sportiv Studențesc TEI din București, unde a avut loc Cupa Diversității, combaterea xenofobiei și discriminării prin sport. Un eveniment organizat de către Departamentul pentru Relații Interetnice al Guvernului României, cu sprijinul Federației Române de Fotbal. Colegii mei au realizat un material despre acest eveniment, pe care vă invit cu drag să-l urmăriți. În același timp, vă invit să urmăriți emisiunile noastre viitoare pentru a afla alte informații interesante din sânul acestei etnii a romilor, o etnie fascinantă, credeți-mă. Toate cele bune!
Weekendul trecut a avut loc în cadrul Complexului Cultural Sportiv Studențesc Tei din București, evenimentul sportiv Cupa Diversității. Acesta a fost organizat de către Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului cu sprijinul Federației Române de Fotbal. Prima ediție a debutat în 2015. Domnul deputat Ghera, alături de un alt prieten al nostru, s-au gândit să prezentăm și să aducem în centrul atenției și această bogăție a minorităților etnice, această diversitate culturală care de cele mai multe ori se desfășoară, știu și eu, în viața socială în care trăim. De data aceasta este reprezentată printr-o activitate sportivă și mai precis prin fotbal. Dincolo de sport, care este evident baza oricărei societăți sănătoase, despre ce vorbim astăzi? În primul rând, de combaterea xenofobiei, discriminării. Prin sport avem ocazia să educăm în primul rând pe tineri, dar bineînțeles și pe adulți, și să aducem în centru atenției acest pericol prezent în societate. Combaterea discriminării, teama de străin, de diferit, și tocmai prin activități de genul acesta noi ne dorim să disipăm toate aceste tensiuni și prejudecăți în unele situații și să prezentăm frumusețea minorităților etnice. În primul rând ne bucurăm că am reușit, după o pauză cauzată de pandemie, să reluăm competiția. Deci vorbim de un moment care ne dă tuturor cumva bucurie să ne regăsim, dar și încredere că vom putea să continuăm așa cum s-a întâmplat până în 2019. Bogăția pe care ne-o dă diversitatea, venită de la oamenii care formează societatea românească. Fie că vorbim de bogăția pe care ne-o dă jocul de fotbal, care e într-un final baza de la care pornim, da? Limba pe care o vorbim cu toții, emoția pe care o împărtășim, până la aspectele culturale, aspectele care țin inclusiv de viziunea pe care fiecare dintre comunitățile etnice o are despre traiul în societatea noastră. Și chiar profit de ocazie ca să felicit echipa Partidei Romilor, care a participat pentru prima dată anul acesta la Europeană. Mie mi se pare extraordinar nu doar ce s-a întâmplat cu formarea și deplasarea echipei către Germania, ci în special ce s-a întâmplat în Germania și emulația pe care a produs-o în același timp cu echipa națională care a jucat, da, în Germania, emulația pe care a produs-o și echipa Partidei Romilor, care și ea la rândul ei a fost într-un final un ambasador sportiv al României peste hotare. Proiectul a avut ca scop promovarea luptei împotriva rasismului și discriminării, precum și susținerea diversității etnice și culturale prin sport. Este o competiție organizată și la care participă toate minoritățile care fac parte din CMN, Consiliul Național al Minorităților, fac parte din guvern. La invitația Departamentului de Relații Interetnice. Absolut, am primit invitația și am răspuns cu plăcere și așa cum face Partida Romilor, venim mereu cu inima deschisă. Este o competiție care unește, cum am spus, reunește toate minoritățile. E o competiție deschisă, atât seniorilor cât și copiilor. Am văzut și fetele sunt invitate. Toți împreună, sportul, după cum știm, unește, stabilește niște relații, leagă prietenii, în afară de beneficiile lui binecunoscute, sănătate, socializare și tot ce vine din practicarea sportului. Evenimentul aflat la cea de-a șasea ediție a arătat rolul esențial al sportului în educarea și formarea tinerilor, dar și a adulților. A șasea ediție a Cupei Diversității și prima participare a echipei de fotbal a Partidei Romilor. Ce gânduri vă animă astăzi? Astăzi venim foarte pozitiv și bucuroși totodată pentru că participăm la acest campionat Cupa Diversității. Este un campionat organizat de DRI, Departamentul de Relații Interetnice. Prin sport putem depăși barierele interetnice și putem deveni o societate normală, respectată și sănătoasă. Noi suntem o echipă unită, suntem o echipă care își dorește de fiecare dată să facă tot ce e mai bun pentru seminii săi, iar acum acest lucru se vede transpus și pe terenul de fotbal și unitatea noastră, să vedem dacă va da piept cu celelalte 18 minorități și dacă vom învinge. Dar important este că toți să fim fair play și să arătăm de ce e bine să
luptăm împotriva discursului instigator la ură, discriminatoriu din fotbal, pentru că știți foarte bine, este un fenomen la nivel mondial, chiar ăsta a fost și dezideratul UEFA antirasism și noi trebuie să transpunem aici cât mai bine să se vadă prietenia noastră a minorităților din România și cum conlucrăm în Consiliul Național al Minorităților din 1992, trebuie să lucrăm și astăzi pe terenul de fotbal și să arătăm că suntem uniți în continuare în fața discursului instigator la ură, în fața xenofobiei și comportamentului discriminatoriu. Este o competiție sportivă amicală, e o cupă a minorităților care spune stop discriminării și promovarea diversității culturale și interculturale și cred că mesajul ar trebui să fie cu toții pentru România, așa cum noi avem mesajul nostru om pentru România, cred că ar trebui să fie mesajul acestei competiții este cu toții pentru România. Este o competiție sportivă în care ne participăm cu drag, în care ne dorim să câștigăm, că aceasta este ideea principală, am venit să câștigăm, dar dacă nu ne câștigăm, nu este nicio supărare, pentru că este o experiență nouă în care vedem și cultura sportivă a celorlalte minorități. Spuneți-mi, vă rog, și în calitatea noastră de cadru didactic, ce înseamnă când generațiile tinere sunt pe același teren cu generația de adulți care a jucat mai devreme? Înseamnă comuniune, înseamnă respect, înseamnă că avem aceleași valori pe care le promovăm împreună și că cei din urmă încearcă să învețe de la cei cu experiență și să promoveze sau să, în unele situații, să ducă mai departe munca începută de generația noastră, așa cum noi generația de mijloc, încercăm să ducem mai departe munca începută de predecesorii noștri. Festivitatea de premiere a avut loc la finalul celor 3 zile, în care cele 18 minorități și-au disputat locurile de pe podium. Echipa de fotbal a Partidei Romilor Seniori s-a clasat pe locul al treilea în grupa din care a făcut parte, iar juniorii au reușit să facă performanță, obținând locul al doilea, în finala contra minorității poloneze.